Comisia Comună pentru Integrare Europeană dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul României plădează pentru acordarea perspectivei europene clare pentru Republica Moldova. O declarație în acest sens a fost adoptată la cea de-a patra reuniune a Comisiei Comune. Potrivit documentului, Parlamentul României va susține în continuare, în dialogul politic cu Parlamentele Statelor Membre ale UE, necesitatea ratificării cât mai rapide de către toate statele membre a acordului de asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova. În declarație se mai spune că acordul de asociere va ridica pe baze noi consolidate relația Chișinăului cu UE și reprezintă o etapă în procesul mai larg al integrării europene a Republicii Moldova. Documentul susține oportunitatea intensificării colaborării în domeniul asistenței de urgență și dezvoltării unui mecanism smurd în Republica Moldova. În domeniul educațional se propune dezvoltarea proiectelor de perfecționare pentru cadrele didactice din Republica Moldova de mobilitate academică programelor de cercetare și inovare. Reuniunea Comisiei Comune pentru Integrare Europeană între Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova a avut loc la București în perioada 17-18 iunie. Cea de-a patra reuniune a Comisiei a fost dedicată semnării acordului de asociere între Republica Moldova și UE.